Bună ziua! În acest material vom învăța despre accelerația medie și mișcarea rectilinie uniform variată. În acest exemplu, când polițiștii văd o mașină mergând cu o viteză constantă, dar mai mare decât limita legală, pleacă de pe loc în urmărirea mașinii, viteza lor crește și după un timp îi ajung pe contravenienți. Aici putem vedea cum viteza cu care cad boabele sau fulgii de nea crește pe măsură ce se apropie de pământ. Dar mingea căreia i s-a imprimat o anumită viteză inițială se oprește când a ajuns pe o suprafață mai abrazivă. Din tot ce am urmărit până acum, putem concluziona că în anumite situații nu este suficient cunoașterea vitezei medii atunci când viteza corpurilor se modifică permanent, ci este necesară introducerea unei mărimi fizice care să descrie rapiditatea cu care un mobil este pus în mișcare sau este oprit. Mărimea fizică introdusă se numește accelerație medie și este mărimea fizică ce măsoară raportul dintre variația vitezei unui mobil și intervalul de timp necesar acestei variații. Unitatea de măsură pentru accelerație în sistemul internațional este metrul pe secundă la pătrat. Când un mobil se deplasează pe o traiectorie rectilinie cu o accelerație constantă, putem spune că mobilul are o mișcare rectilinie uniform variată. În funcție de viteza inițială și viteza finală, distingem aici următoarele situații. Când viteza finală este mai mare decât viteza inițială, accelerația va fi pozitivă și mișcarea este rectilinie uniform accelerată. Când viteza finală este mai mică decât viteza inițială, accelerația va fi negativă, iar mișcarea este rectilinie și uniform încetinită. Când viteza finală este egală cu viteza inițială, atunci accelerația este nulă, iar mișcarea este rectilinie și uniformă. Din definirea accelerației putem obține următoarele relații. Viteza finală este egală cu viteza inițială plus produsul dintre accelerația medie și intervalul de timp. Și distanța parcursă de mobil în timpul mișcării uniform variate este egală cu produsul dintre viteza inițială și intervalul de timp, adunată cu produsul dintre pătratul intervalului de timp ori accelerația medie, totul împărțit la 2. Reprezentând într-un sistem de axe, în cazul mișcării uniform accelerate, observăm că graficul distanței în funcție de timp este o parabolă, deoarece distanța este proporțională cu pătratul intervalului de timp. Graficul vitezei este o dreaptă oblică, iar accelerația are aceeași valoare, deci este constantă în timp. Pentru a înțelege mai bine această mișcare, vom vizualiza toate cele trei situații ale mișcării rectilinii uniform variate, unde vom putea compara reprezentarea grafică a distanței, vitezei și accelerației.
Dacă v-a plăcut această lecție, completați următorul tabel, știind că motociclistul pleacă din repaus și că accelerația medie este egală cu 0,5 metri pe secundă la pătrat.